Bună ziua și bine ați venit la Școala Digitală pentru ONG-uri. Eu sunt Mădălina Oprișan și voi fi gazda dumneavoastră în această după-amiază. Mă bucur că sunteți alături de noi într-un număr așa mare. Pentru aceia dintre dumneavoastră care participă pentru prima oară la un webinar, dați-mi voie să fac o scurtă introducere. Noi suntem Asociația TechSoup România și suntem un centru de resurse de tehnologie pentru ONG-uri. Dacă vă înscrieți în programul TechSoup, puteți beneficia de produse software oferite de Microsoft, Adobe, Cisco, Bitdefender sau Symantec și aveți acces la programe special create pentru ONG-uri, cum ar fi, spre exemplu, programul Google Grants pentru organizații non-profit. Un program prin care puteți beneficia de un grant în valoare de 10.000 de dolari, cu care vă puteți promova gratuit pe Google. Grantul este 10.000 de dolari lunar. Noi folosim acest program și vă spun că sunt o grămadă de beneficii. Așadar, vă invităm să vă înscrieți în TechSoup dacă organizația noastră încă nu este membră în programul nostru. Dacă aveți cumva nelămuriri legate de procesul de înscriere, nu ezitați să ne scrieți sau să ne sunați sau să ne dați un semn oriunde. Revenind la întâlnirea noastră, vă reamintesc că acest webinar face parte din programul Școala Digitală pentru ONG-uri, un program finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul programului Fondul ONG în România. Mai multe detalii despre acest program o să vă povestească chiar Tudor Cojocariu, ofițer de proiect în cadrul Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile. Tudor este alături de noi și o să-i predau acum legătura lui. Tudor, ne auzi? Da, vă aud. Bună seara tuturor. O să te fac acum prezentator. Corect. Așa. Te rog să-mi spui dacă e totul în regulă. Da, da. Îți vedem prezentarea. Poți să pui în full screen. Ok, asta o să fac. Eu o să-mi pun microfonul pe mute, să știi că suntem aici și te urmărim, dacă... Ok, bine. Mulțumesc, Mădălina, pentru introducere. Încă o dată vă salut pe toți, oriunde v-ați afla. Ceea ce voi face în continuare e vorba de o prezentare pentru sau despre fondul ONG în România, respectiv câteva detalii despre acest program, care sunt prioritățile sale, cu ce ne ocupăm noi, care sunt rezultatele de până acum și așa mai departe. După intervenția mea de aproximativ 5 minute, vă rog să-mi adresați întrebări dacă sunteți interesați, altfel vă voi lăsa în grijă organizatorilor după aceea. Așadar, vom începe. Prezentarea este în limba engleză, eu voi vorbi în română, traducând ceea ce vedeți dumneavoastră pe ecranele computerelor. Așadar, Fondul ONG în România are rolul de a contribui la obiectivele EA Grants, care sunt de a reduce disparitățile economice și în estul Europei și pe bilaterale de a consolida colaborarea dintre România și cele trei state donatoare, Islanda, Liechtenstein și mai ales Norvegia, care are și cea mai mare pondere în aceste EA Grants. Programul a fost demarat în 2013 la București. Au fost deja două apeluri de proiecte, după cum unii dintre dumneavoastră probabil că știți, în 2013 runda 1 și 2014 runda 2. În martie 2014 au început primele proiecte, respectiv cele mai de lungă durată proiecte sunt cele 26 de luni. Acum pe runda 2, de exemplu, de care mă ocup inclusiv eu, sunt proiecte cu o durată maximă de 14 luni. Altele minim de 6. Câteva cifre, 36 de milioane este valoarea totală a programului. Sperăm să îi absorbim cu ajutorul organizațiilor cum Umbră și TechSoup. Sunt 390 de proiecte în total în implementare. Aici mai jos aveți o hartă a proiectelor. Toate informațiile sunt recente, aproximativ o lună a fost creat acest document.
această prezentare, pardon, vedeți că cele mai multe proiecte sunt concentrate în această zonă verde cu galben în București, județul Ilfov. Scuze, adică 92 de intervenții, 170 de proiecte doar în București și în Ilfov, respectiv 18 cu 16. Mai vedem că în zona Brașovului sunt foarte multe, în Căraș doar intervenții. O să vedem mai încolo care e diferența între, sau care e diferența de acoperire dintre intervenții și proiecte pe teritoriul național. În rest, sunt județe cu foarte puține intervenții sau proiecte, cum ar fi Argeșul, de exemplu, sau respectiv Alba Iulia, vedem aici și altele. Pardon, Aradul, nu era vorba de Argeș, evident. Aici e Argeșul, tot la fel, cu foarte puține proiecte în implementare, așa mai departe. Deci sunt o imagine completă în acest moment al programului pe regiuni și național. Proiectele sunt cu o valoare între 5.000 și 250.000 de euro, cele de 249.999 de euro, de fapt, sunt cele și cu o durată foarte mare și doar pe runda întâi, respectiv de 26 de luni, cum vă spuneam mai devreme. Sunt anumite zone care nu mai sunt finanțate de alți finanțatori. Sunt acțiuni complementare care presupun schimburile de idei între sectoare din România, dar și de la nivel european. Unele subiecte și tematici sunt inovative, ca intervențiile interetnice din mediul rural, hate speech și respectiv aceste abordări complexe de dezvoltare organizațională, dacă am putea să le traducem în felul acesta. Ca zone de intervenție și structura programului avem în primul rând zonele care sunt coaliții și think tank-uri, coaliții de rețele și think tank-uri de fapt, grupuri vulnerabile, drepturile omului, implicare comunitară, dezvoltare organizațională și bună guvernare. Structura programului arată în felul următor, aproximativ pe culori și respectiv ponderi. Avem implicarea pe care o să o vedem mai încolo, cu magenta, cred că ar fi culoarea asta, cu blue social justice sau justiție socială, dezvoltare durabilă aici, servicii sociale și de bază aici și componenta 5, din care face parte și acest proiect al TechSoup-ului, se află aici, ca pondere în cadrul programului. Mai departe le luăm pe componente. Prima este implicare, pe cum vă ziceam, care are și ea la rândul ei trei subcomponente: participare în luare de decizii și implicare comunității, voluntariat și încurajarea valorilor democratice sau dezvoltarea lor. Obiectivul general este de a încuraja cetățenia activă și participarea în viața comunității, de a asigura respectul și practicarea valorilor democratice fundamentale. Componenta a doua, justiție socială, cu două subcomponente, dezvoltarea comunităților interetnice în mediul rural, cred că așa ar fi corect, combaterea inegalităților sociale, a sărăciei și a excluziunii, cu obiectivul general de a contribui la ceea ce v-am zis mai devreme, practic. Componentele 3 și 4, cu dezvoltare durabilă, care are rolul de a susține dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea mediului în România, prin contribuția sectorului ONG, dar și a participării publice și respectiv prin colaborarea celor două sectoare, și componenta 4, servicii sociale și de bază, cu obiectivul de a crea și de a îmbunătăți accesul la acest tip de servicii, mai ales pentru grupurile vulnerabile. Vedem sus 42 de proiecte, jos 73. Și componenta 5, despre care vorbeam și mai devreme,
proiectul TechSoup-ului se află aici la 5 punctări, respectiv consolidarea sectorului ONG în România și reprezentarea acestui sector, sporirea reprezentării. Celelalte două subcomponente sunt susținerea coaliților rețelelor regionale sau naționale, dar și susținerea think tank-urilor. Și 5.3, consolidarea bazei de date a voluntarilor și sporirea participării acestor voluntari sau a membrilor mai vechi, respectiv inactivi, în activitățile organizațiilor. Ca acoperire stăm foarte bine. La intervenții avem toate cele 41 de județe acoperite. De asta vă ziceam mai devreme că harta relevă anume această situație și această diferență de 5 județe pe care prin proiecte nu am reușit să le acoperim, tocmai pentru că proiectele și noi depindem cumva de cei ce aplică ONG-urile, respectiv cei ce evaluează și aprobă în final evaluatorii independenți. Acoperirea, după cum vedeți, este din punct de vedere geografic cea mai mare a vreunui program de finanțare din România. Din punct de vedere al diversității, avem beneficiari, comunități, tipuri de granturi, de organizații, așa mai departe, diferite. Încercăm să avem cât mai diferite elemente din acest punct de vedere și încercăm prin toate componentele, poate îndeosebi prin componenta 5, unde e vorba și de advocacy, să implicăm instituțiile cheie în tot ce înseamnă activități și mai ales în tot ce înseamnă schimbarea care depinde de aceste instituții cheie. Avem, de asemenea, activități de dezvoltare organizațională care presupun întâlniri tematice pe diverse subiecte pentru promotori, training-uri pe project management și financial management de asemenea. Asta am făcut și noi la un moment dat pentru promotori un curs de introducere în tot ce înseamnă derularea proiectelor în cadrul fondului ONG, comunicare și PR, webinarii facem și noi, chiar dacă nu cu implicarea mea personală directă, dar avem un departament care face și acest lucru. Și 20% din bugetul total pe proiect ar putea și este aproximativ folosit pentru măsuri de dezvoltare organizațională. Prin parteneriatele bilaterale avem 36 de proiecte care sunt în parteneriat cu norvegienii, 220 de persoane care au trecut prin traininguri cu implicarea experți norvegieni, o parte dintre aceste persoane. Au fost organizate, aici fiind continuarea, 30 de evenimente, aproximativ, incluzând ceea ce vedeți aici, respectiv vizite de studii, conferințe și tot felul de altfel de evenimente. Rezultatele așteptate, e o, cum să zic, o planificare optimistă. Sperăm să ajungem la ea până la capătul lunii aprilie în 2016, respectiv 50.000 de petiții, cereri de informații publice, participare în consultații publice, dezbateri cu factori de decizie. În continuare, 20.000 de voluntari implicați, 650.000 de cetățeni care participă în activitățile ONG-urilor, 400 de rapoarte pe politici publice, local, regional sau național, 800 de autorități sau instituții implicate în parteneriate sau colaborări cu ONG-uri, nu neapărat formale, 250 de cazuri sau procese în care s-au implicat ONG-urile, inclusiv la nivel internațional, 215 proiecte care se preocupă de protejarea și promovarea drepturilor omului și a valorilor democratice și multe, multe alte asemenea. De exemplu, 1.600 de cetățeni din ONG-uri ar trebui aici să fie angrenați în monitorizare și influențare politicilor publice, 102 proiecte care includ activități de networking și dezvoltarea coalițiilor și activităților aferente, și 13.000 de cetățeni care participă în activități
care implică și comunitățile. Sau decizia public decision making, care implică decizia unor instituții de interes public. Ca vizibilitate stăm destul de bine. Am făcut și noi o campanie de, la nivel european de AdWords pe Google, așa cum spunea și Madalina mai devreme, că e foarte eficientă. Avem la ora actuală 7000 de like-uri pe Facebook, să le zicem fani. Se pare că asta e formula oficială. 6000 era înainte de acum o lună și ceva. Avem 140 de vizitatori unici, 300.000 de sesiuni și 900.000 de vizualizări pe fondul ONG FDSC.ro, care e și site-ul, a zis mai devreme, site-ul nostru oficial. 250 de articole, cel puțin 10 eventuri sau evenimente internaționale, TEDx Calea Victoria, am participat și acolo, Vox Love and Hate, concursuri pentru blogeri, chiar anul acesta au avut loc niște întâlniri pe No Hate și un studiu pe No Hate Speech, prima cercetare de acest fel făcută în România. Aici sunt câteva poze de la evenimentele la care am fost și noi organizatori. Și aici, probabil că iarăși un eveniment de care cunoașteți mulți dintre dumneavoastră, ONG Fest, care a ajuns anul acesta la 6-a ediție. Și aici câteva imagini de la corturile noastre, de la intrarea în Parcul Herestră, în acest caz. Cam asta a fost tot. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru răbdare și încă o dată vreau să felicit textul pentru oportunitatea acestui proiect și mai ales pentru faptul că răspunde unor necesități foarte curente și stringente chiar în ceea ce privește dezvoltarea ONG-urilor și în online, nu doar pe teren. Mulțumesc! Tudor, îți mulțumim foarte mult! Sper că ați aflat informații interesante despre fondul ONG în România. Așadar, sper că ați aflat lucruri interesante despre fondul ONG în România. Ne bucurăm că suntem beneficiari și sperăm ca ceea ce facem noi să vă ajute din ce în ce mai mult. Revenind la tema discuției din această seară, cum folosim platforma LinkedIn dacă suntem un ONG? Vă mărturisesc că webinarul din această seară este dovada faptului că poți găsi pe LinkedIn voluntari și oameni și specialiști care cărora să le ceri ajutorul punctual dacă ai nevoie și dacă ești ONG. Când am venit ideea acestui webinar, ne-am dorit foarte mult să avem un specialist de la LinkedIn alături de noi pentru a vă oferi cele mai relevante informații. Am căutat pe LinkedIn oameni care lucrează în această companie și am găsit-o pe Nicoleta Benga. I-am scris un e-mail pe LinkedIn în care am invitat-o să-și doneze timpul și expertiza pentru alte organizații non-profit din România. Mi-a răspuns după câteva zile și iată-ne în seara aceasta aici. Nicoleta este din Onești și a finalizat studiile în Franța și în Marea Britanie și lucrează la LinkedIn de aproape 2 ani. În seara aceasta, Nicoleta este alături de noi, în direct de la Londra. Sperăm că Nicoleta ne aude. Nicoleta, ne auzi? Da, mă aud și cred că și voi mă auziți acum. Da. Mulțumesc, Madalina. Mulțumesc, Tudor, pentru introducere. Bună seara tuturor. În cele ce urmează să vedem câte puțin din cum poate un ONG să folosească LinkedIn cât mai bine ca să-și atingă obiectivele. O să fac ecranul public. Și să fac prezentarea mai mare. Ok, mulțumesc, Madalina, pentru introducere. Trecem peste detaliile despre profilul meu. Foarte scurt pentru agenda de astăzi, câteva puncte pe care aș vrea să le ating și care mi s-au părut importante. O să încep cu misiunea LinkedIn, ca să dau un cadru discuției noastre și ca să înțelegem mai bine cum se pot ONG-urile încadra cât mai bine în ce încearcă LinkedIn să obțină și să atingă în materie de obiective.
După care, două puncte majore, care la fel mi s-au părut importante pentru ONG-uri. Mai întâi, voi vorbi despre networking-ul pe LinkedIn și cum putem să construim un profil corect și care să ne sprijine cât mai mult pentru a realiza un networking corect. Și al doilea mare punct va fi despre marketing pe LinkedIn și cum se pot atinge obiectivele de marketing utilizând platforma LinkedIn. Dacă cineva are întrebări în timpul prezentării, fără nicio problemă, vă rog să mă întrerupeți. Voi avea și câteva pauze pentru întrebări la sfârșitul fiecarei secțiuni, mai ales a doua și a treia, cred. Ok, să începem. Misiunea LinkedIn este să conecteze toți oamenii profesioniști de pe glob pentru a ajuta să devină mai de succes și mai productivi în ceea ce fac ei. În momentul de față, LinkedIn are 400 de milioane de membri. Totuși, noi știm că în lume sunt aproximativ 3 miliarde de oameni care în fiecare zi își câștigă venitul sau existența prin munca lor. Deci LinkedIn se adresează tuturor celor 3 miliarde de oameni în lume care sunt profesioniști într-un fel sau altul prin ceea ce fac ei în fiecare zi. Și viziunea noastră, deci ce vrem noi să atingem pe termen foarte lung, este să reușim să creăm oportunitate economică pentru fiecare dintre acești 3 milioane de membri în lume. Oportunitate economică de multe ori înseamnă lucruri diferite în funcție de părticica de pe glob la care ne uităm. Poate să fie un loc de muncă, poate să fie un parteneriat de business, poate să fie chiar și oportunitatea de a învăța mai multe de la alți experți sau de la oameni de lângă noi, cum facem și noi astăzi. Cum încearcă LinkedIn să înfăptească aceste obiective? Îi ajutăm pe membrii noștri, pe cei care sunt membri pe platforma LinkedIn, cei 400 de milioane, în mai multe feluri. Probabil toată lumea știe că LinkedIn a început mai ales ca un site de locuri de muncă, deci asta a fost prima misiune prin care vreau să ajutăm pe membrii să-și găsească un loc de muncă. Între timp însă platforma a evoluat, acum există mult mai mult conținut decât doar un dosar de joburi și mare parte din ce se întâmplă pe rețeaua socială are legătură cu conținutul pe care membrii îl consumă. Oarecum asemănător cu ce se întâmplă pe Facebook. Deci există un feed în care circulă informație mereu nouă. Profilul este puțin diferit față de platforma Facebook, în sensul că LinkedIn este o platformă profesională, așadar majoritatea conținutului pe care membrii sau companiile îl scriu și îl promovează pe LinkedIn va fi cu caracter profesional. În cele din urmă, scopul este ca noi să-i ajutăm pe membrii noștri ca prin experiența lor pe platformă să devină cât mai buni la ceea ce fac ei sau la ceea ce își doresc să facă. Deci dacă sunt într-un job, într-un anumit sector, scopul nostru este să-i ajutăm să găsească informații cât mai multe și cât mai utile despre ce îi interesează pe ei. Să fie la curent cu ultimele noutăți din industria lor, să afle care sunt ultimele skill-uri care se caută și să-și găsească poate mentori sau experți de la care se poate învăța și să devină cât mai bun la ceea ce fac ei în fiecare zi. Într-un mod mai organizat, toate lucrurile astea se traduc în ceea ce LinkedIn numește graficul economic. Graficul economic este proiectul nostru de a realiza o amprentă digitală a tuturor membrilor, deci forța de muncă globală, a tuturor companiilor, a tuturor joburilor, a tuturor skillurilor și calităților profesionale, a tuturor școlilor care te pot ajuta să obții aceste skilluri. Și astfel să ne dăm seama care sunt cele mai eficiente moduri de a pune toată informația asta cap la cap. Un scurt exemplu, în Statele Unite, guvernul a început deja să folosească baza de date LinkedIn pentru a vedea, de exemplu, cum în unele orașe există o cerere pentru anumite skill-uri, dar nu există suficienți oameni calificați pe skill-urile acelea. Pe când în alte orașe poate să existe un surplus de calificare pe acele skill-uri și atunci guvernul încearcă să afle cum să eficientizeze cât mai,
cât mai mult situația asta și poate să determine într-un fel un echilibru cât mai bun între cerere și ofertă pe piața muncii. Și astfel sunt și oamenii au de beneficiat pentru că își vor găsi locuri de muncă mai ușor și companiile au de beneficiat pentru că își vor găsi angajați mai ușor. Și ăsta este un exemplu în ce privește felul în care vede LinkedIn funcționarea acestei platforme și acestei baze de date, pentru că, de fapt, în spatele platformei este o imensă bază de date cu datele pe care fiecare membru le-a scris acolo pe profilul lor. Atât, foarte scurt despre misiunea LinkedIn și o să încep acum cu punctul 2 de pe agenda și anume cum să facem networking pentru organizații non-guvernamentale folosind platforma LinkedIn. O să fac o scurtă pauză și am să întreb dacă până acum are cineva o întrebare. Da, noi suntem pe chat. Dacă sunt întrebări până acum, vă rog să ne le lăsați pe chat și eu le voi citi. Au mai fost întrebări punctuale pentru Tudor, să știți că o să îi le trimitem și o să vă răspundem pe mail în săptămâna viitoare. Dar dacă sunt acum întrebări pentru Nicoleta, până acum nu. Nicoleta nu a avut până acum întrebări. Ok. Bine. Mergem mai departe cu secțiunea a doua. Și am să încep prin o scurtă introducere în networking și de ce e important să facem networking corect pe LinkedIn, mai ales pentru organizații non-guvernamentale. Networking-ul pe o rețea socială profesională cum e LinkedIn poate să acopere și să contribuie la obținerea mai multor obiective, cum ar fi, de exemplu, se pot găsi donatori, se pot găsi voluntari. Cei din ONG-uri se pot, pot afla mai multe despre sectorul lor sau pot afla despre cursuri, pot intra în legătură cu experți de pe diferite domenii și astfel își pot îmbunătăți felul în care contribuie la obiectivele organizației lor. Dar networking-ul este și un mod foarte bun de a lăsa informația să circule prin interacțiunea cu ceilalți oameni, cu experți și cu oameni din să zicem, domeniul ONG-urilor, afli câte puțin în fiecare zi și astfel devii mai bun la ce faci și reușești să obții rezultate mai bune. Pe LinkedIn există, mai ales în America, în momentul de față, așa numit fenomen de social fundraising, unde ONG-urile au început să-și construiască o rețea de membri și de cunoștințe, pornind de la care sunt nevoile lor. Pentru asta e foarte important să-și construiască un brand social, să vorbească despre care sunt obiectivele lor și vorbind despre care este obiectivul lor social sau comunitar, pot intra mai ușor în legătură cu oameni care sunt interesați exact de aceste cauze. Mulți oameni pe LinkedIn își scriu pe profilul lor faptul că ei sunt interesați de diferite cauze, fie educație, fie cercetare, fie ajutor comunitar și așa mai departe. Deci, membrii sunt activ interesați de cauzele astea, doar că probabil n-au avut timp sau n-au știut cum să găsească organizația potrivită care să-i sprijine sau să-i ajute să voluntarieze pentru cauzele pe care, de care ei sunt interesați. Așa că este foarte important pentru o organizație să fie prezentă pe rețea și să vorbească și să arate care sunt obiectivele pe care încearcă să le obțină și în ce fel. Foarte important pentru asta este mai întâi ca membrii organizației să-și construiască un profil LinkedIn cât mai complet. Asta îi va ajuta să intre în relație cu potențiali donatori sau membrii de board sau voluntari sau orice altă persoană care poate susține ONG-ul într-un fel sau altul. Cum se construiește acest profil pe LinkedIn? Aș zice că regula de bază este ca fiecare membru să încerce să scrie câte ceva la fiecare dintre secțiunile profilului. E foarte important ca fiecare rubrică să aibă puțină informație. De ce? Pentru că asta spune în primul rând că
membru respectiv este activ pe rețea, că este interesat, dar algoritmul din spatele rețelei și din spatele bazei de date recunoaște faptul că anumiți membri sunt interesați și sunt foarte activi și atunci algoritmul va prioritiza acei membri în toate căutările. De exemplu, dacă cineva este interesat de cauza pe care un ONG o reprezintă și va face o căutare pe LinkedIn, membrii care au un profil 100% completat vor apărea mai sus în rezultatele căutării. Deci există anumită prioritizare în funcție de cât de multe informații există pe profil. Bineînțeles, nu e suficient ca toate rubricile să fie completate, mai sunt și alte lucruri despre care ar fi bine să ținem cont, de exemplu, faptul că trebuie să fie folosit un anumit ton, un ton profesional. Oamenii care vin pe LinkedIn vin ca să afle lucruri despre profesia lor sau despre industria lor. E mai puțin un forum pentru, eu știu, glume sau genul de conținut care se găsește pe celelalte platforme sociale. LinkedIn tinde să fie o platformă destul de sobră și atunci e important ca și tonul pe care îl folosim pe profilul nostru să fie în acord cu spiritul general de pe platformă. Ce funcționează foarte bine, mai ales în ultima vreme, este ca fiecare membru să-și adauge rich content, adică tot felul de alte moduri de a vorbi despre munca și despre expertiza noastră, în afară de text. De exemplu, dacă ați făcut o prezentare, un set de slide-uri sau chiar și un video de la conferință, e foarte important să le puteți pune pe profil ca să arătați exact în ce fel ONG-ul respectiv își atinge scopurile. O să trec încet încet prin fiecare dintre elementele astea și o să vorbesc câte puțin despre fiecare rubrică a profilului. Am să încep cu paragraful introductiv. Deci, pe din timp, fiecare membru poate să scrie câteva cuvinte despre el sau ea, despre ce face și despre, de exemplu, care cred eu că este misiunea mea profesională. Aici sunt câteva exemple de membri care au scris, bineînțeles, funcția lor în companie, să zicem, dar au scris și care cred ei că este misiunea lor, fie în companie, fie în viața de zi cu zi. De exemplu, ultimul exemplu este aligning your workplace to support your corporate objectives. Asta spune puțin mai mult decât doar integrated solutions, pentru că dacă aș citi acest titlu de job, probabil nu mi-aș da seama ce face persoana respectivă sau care este scopul lor în jobul de zi cu zi. Și atunci e foarte important să ne gândim la cuvintele cheie. Avem un rând sau două la dispoziție. Care sunt cuvintele cheie pe care putem să le introducem în această descriere ca atunci când sau dacă cineva caută ceva relevant despre organizația noastră să ne găsească prin acele cuvinte cheie? Următorul element foarte important, bineînțeles, este poza de profil. Profilele care au o poză sunt vizionate de 11 ori mai mult decât profilele care nu au poză. E important și ca poza de profil să fie o poză profesionale, zicem noi, adică să fie o poză de bus, de exemplu, să aibă lumina corespunzătoare, să nu fie acoperită, poate nu chiar ca la buletin sau ca la pașaport, dar totuși să fie o poză care să-i ajute pe ceilalți membri care încă nu ne cunosc să ne recunoască, de exemplu, dacă ne ducem la o întâlnire, să știm cu ce ne întâlnim și să putem recunoaște persoana respectivă. Mai departe, există posibilitatea ca, în afară de rubricile în care scriem exact care au fost posturile pe care le-am ocupat și care sunt școlile pe care le-am urmat, există posibilitatea să scriem un mic sumar al CV-ului nostru. Iarăși și sumarul ăsta e foarte important, la fel aș recomanda să ținem cont de faptul că cuvintele cheie vor apărea în acest sumar și vor ajuta în căutările pe care alți oameni le fac pentru noi. Și asta este o structură, un exemplu de structură care funcționează destul de bine pe platformă în momentul respectiv. Nu trebuie să fie nici foarte lung, poate să fie în funcție de cum dorește fiecare, fie un singur paragraf, fie mai multe paragrafe, dar e important să spunem puțin mai mult despre care este pasiunea, care e misiunea noastră și care sunt punctele noastre forte.
în structura asta, de exemplu, există un mic paragraf despre pasiunea pe care ne motivează și asta cred că e important, mai ales în domeniul ONG-urilor, unde sunt convinsă că fiecare dintre cei care lucrează în ONG-uri are o pasiune foarte puternică pentru ce face și asta e ce motivează în primul și în primul rând munca într-un ONG și atunci e important și frumos să scriem despre lucrul ăsta. Un mic paragraf despre background, ce am făcut înainte, ce justifică sau ce motivează munca noastră, unde suntem acum, câte ceva despre companie și un așa numit call to action. Adică, dacă cineva este interesat de profilul nostru sau dacă cineva vrea să ne cunoască, cum să ne cunoască sau despre ce poate să discute cu noi sau în ce fel să ne abordeze. E posibil să includem și link-uri URL. Deci dacă avem un site, putem pune link-ul de la site-ul personal sau poate chiar link-ul de la organizația pentru care lucrăm. Și informații de contact, foarte important, mai ales dacă funcția pe care o avem este de interes public și lumea vrea să intre în contact cu noi. Desigur, sunt multe feluri în care putem să intrăm în contact cu cineva pe LinkedIn. De exemplu, Mădălina mi-a scris pe LinkedIn, dar dacă cineva are numărul de telefon, poate e mai simplu, sau adresa, sau e important să spunem și orașul în care suntem, pentru că noi, poate nu toată lumea e din București sau din alte orașe. Cum spuneam mai devreme, rich media, tot ce înseamnă dovada, să zicem, vizuală a muncii noastre e foarte, foarte utilă pe LinkedIn, pentru că, mai ales recent, conținutul vizual se consumă mult mai repede și mai bine decât cel în formă de text. Un video de la conferință nu pot să recomand suficient cât de bine ajută pe profil. Slide-uri, prezentări, chiar și documente oficiale, dacă le-ați scris dumneavoastră sau dacă reprezintă misiunea organizației, de ce nu? Aduc mai multe detalii despre organizație și despre membru. Am vorbit despre linkurile către organizații. Istoricul joburilor de până acum, structura clasică a profilului LinkedIn, nu, asta nu s-a modificat, a rămas la fel de important ca și până acum, ca să arate oarecum care e istoria fiecăruia dintre noi și cum am ajuns acolo unde suntem. Recomandarea mea este ca la fiecare job din CV să scriem poate câteva rânduri sau câteva liniuțe cu care au fost lucrurile pe care le-am realizat în poziția respectivă. Poate mai puțin important care erau sarcinile de lucru și poate mai, eu aș zice că e totuși mai important să scriem câteva rânduri despre care au fost marile realizări, care sunt momentele de care suntem cei mai mândri din jobul respectiv. Educația. De multe ori, există situații în care membrii pe LinkedIn care nu se cunosc, dar totuși văd că au urmat școli asemănătoare sau poate chiar aceeași școală, intră în contact pe această filieră. Eu, de exemplu, sunt membra unor grupuri de așa numiți alumni, adică elevii ai unor organizații care nu s-au cunoscut neapărat în timpul școlii, dar care au absolvit aceleași școli, poate chiar în promoții diferite, și care au interes să se ajute unul pe altul în orașe diferite. De exemplu, universitatea la care am terminat în Paris are un mic grup de alumni în Londra, care se întâlnesc o dată la 2 luni. Poate nu se cunosc, nu se cunoaște toată lumea cu toată lumea, dar e un grup în care lumea se poate ajuta. Dacă am nevoie de un sfat sau de informație, știu că pot apela la acest grup de oameni care nu are nimic altceva în comun cu mine decât faptul că am fost la aceeași școală. Deci e totuși important să scriem la ce școli am fost. Cam asta ar fi despre profilul de LinkedIn. Am să revin la recomandarea inițială și anume că e cel mai important să scriem câte puțin la fiecare rubrică. Poate nu neapărat
paragrafe interminabile, dar cât puțin la fiecare rubrică ca să ajute motorul de căutare până la urmă, ca să ajute algoritmul să ne găsească atunci când cineva caută ceva relevant. Sunt întrebări până aici? Să știi că sunt câteva întrebări, mi-am notat. Cineva ne-a întrebat dacă un ONG trebuie să-și facă cont special, dacă există cont special pentru ONG-uri sau dacă își fac cont ca și companie. Eu am menționat pe chat întreagă de programul LinkedIn pentru ONG-uri, încă nu e disponibil în România. Da. Da, bună întrebare. Programul pentru ONG-uri încă nu este disponibil în Europa, de fapt, este un program care funcționează în America deocamdată. Și, într-adevăr, ONG-urile își pot crea o pagină de companie pe LinkedIn, despre care o să vorbesc chiar în secțiunea următoare. Dar și profilul personal e foarte util pentru networking-ul personal, pentru că, până la urmă, relațiile se creează de la om la om și mult mai ușor să interacționezi cu o persoană decât cu o companie. E foarte, foarte important să ne creăm așa numitul carnet de adrese. Acum nu se mai folosește carnetul de adrese pentru că există internet, dar e foarte important să avem o rețea foarte bine dezvoltată pe care să ne putem baza, să avem diferiți oameni pe care să-i putem ruga să ne dea un sfat sau de la care să învățăm diferite lucruri sau care să ne țină la curent cu ce se întâmplă în industria noastră. În LinkedIn, una dintre valorile companiei se numește Relationships Matter și exact despre faptul că e mult mai ușor să obții, să atingi anumite obiective atunci când lucrezi în echipă și când te bazezi și pe colegii tăi, nu doar pe cunoștințele tale. Mai avem o întrebare de la Alina care te roagă dacă poți să dai mai multe detalii despre când ai spus în slide despre rich media, despre videourile de la Da. conferințe. La ce anume te referi? De exemplu, dacă cineva a fost speaker la o conferință, și au o înregistrare video, recomand cu căldură să pună înregistrarea video respectivă pe LinkedIn, fie că e un link YouTube sau Vimeo sau orice altceva în genul ăsta. Sau dacă au făcut un webinar, de exemplu, și cred că webinarul respectiv arată exact care este esența muncii lor, de ce să nu-l aplaudeze pe LinkedIn? Astfel, oricine va intra în contact cu ei va ști, ok, ăsta este subiectul de expertiză al acestei persoane și știu că pot să adresez întrebare pe subiectul ăsta, pentru că, uite, și-a demonstrat deja expertiza prin acest webinar sau prin această prezentare sau prin acest set de slide-uri sau prin acest document sau așa mai departe. Răspunde la întrebare? Pentru mine, da, sper că și pentru Alina, o să ne semn dacă am răspuns. Ok. Vreau să spun că dacă cineva are întrebări, chiar și după webinar, eu rămân la dispoziția participanților, deci oricine poate să intre în contact cu mine după aceea și să vorbim mai pe larg despre orice întrebări au. Mai avem. Cristina ne întreabă care este ordinea de indexare a câmpurilor completate în profil. Da, ordinea de indexare este cea prin care am parcurs mai devreme. Deci aș începe cu poza de profil, după care headline sau paragraful introductiv, după care summary și toate celelalte. Dar începe cu poza și headline. Încă întrebare pentru partea de înregistrare video. Dacă este o limită de spațiu de upload pe LinkedIn? Dacă recomandarea ta este să facem videouri scurte sau. Da. Bună întrebare, nu știu. Am văzut video-uri de 15 minute, de exemplu, uploadate pe profil, nu cred că e o problemă. Pentru video-uri mai lungi, o să întreb și revin dacă încă mai e de actualitate întrebarea. Ok, super. Mulțumim. Până acum nu mai sunt întrebări până în acest punct. Colegii Ok. care au pus întrebările, îți mulțumesc, ai răspuns la ele. Putem să mergem mai departe. Mergem mai departe cu secțiunea a treia din prezentare despre soluțiile de marketing pe LinkedIn pentru ONG-uri. Poză reprezentativă, mi se pare mie, despre relația cu un brand de succes.
Apple în acest caz, iată ce poate să facă un brand de succes. Care este relația unui brand de succes cu stakeholderii săi, să zicem, clienți sau oameni care au un interes în brandul respectiv. E o relație, poate să fie o relație emoțională foarte puternică și asta poate să ajute brandul pe termen lung. Și aș spune că la fel de important este și pentru ONG-uri să creeze astfel de relații cu oamenii. Câteva exemple, de exemplu, Save the Children sau Greenpeace sunt organizații care și-au construit brandul de-a lungul ani de zile. Și lumea știe, e un număr sunător, logo-ul e foarte ușor de recunoscut. Așa, cum se construiesc aceste branduri și cum poți să construiești acest tip de relații în sfera LinkedIn, care este o sferă profesională și mai puțin emoțională? Din punctul LinkedIn de vedere, sunt necesare trei lucruri. Este nevoie ca comunicarea să fie precisă, conținutul să fie interesant pentru membrii și să fie disponibil peste tot sau într-un fel cât mai larg, acolo unde sunt membrii. Dacă membrii se loghează și derulează conținutul din feed, cum faci pe Facebook, e important să fie în feed, pentru că acolo e ce contează, acolo sunt informațiile cele mai noi. Să încep cu primul element, e important să fii precis. Ce înseamnă precis? Precis înseamnă să, din punctul nostru de vedere, înseamnă să știi exact cui te adresezi. Pe LinkedIn există foarte multe date, există baze de date care poți să găsești exact ce face fiecare membru, care e industria în care activează, care este titlul jobului pe care l-au, care este istoria lor, care este CV-ul lor, care sunt skill-urile, care e domeniul lor de expertiză, toate informațiile astea există pe LinkedIn și e important să ținem cont de lucrurile astea pe care membrii le-au comunicat deja, ca să fim preciși în comunicare, adică ce comunicăm unor membri din finanțe, să zicem, nu putem să comunicăm același conținut sau același lucru unor membri care lucrează în industrie creative, pentru că limbajul va fi diferit, conținutul va fi diferit, domeniul de expertiză e complet altul, deci poate unii oameni pur și simplu nu înțeleg un limbaj atât de tehnic din alte domenii și atunci e important să ne gândim la lucrurile astea când comunicăm cu cei care vrem să ne adresăm. Mulți dintre membrii sunt, de exemplu, parte din grupuri, iarăși ăsta este un fel de a-și arăta interesul către diferite domenii. Urmăresc companii din diferite domenii, iarăși un alt fel de a-și arăta ce mă interesează pe mine, ce vreau să aflu. Mă interesează compania asta pentru că știu că ei publică multe informații despre cutare sau cutare topic. Bun, astea sunt niște lucruri destul de generale și cum se traduce lucrul ăsta în a fi precis ca ONG. Eu n-am avut, n-am, LinkedIn nu are încă date despre care e profilul demografic al donatorului în România, dar cred că e o întrebare foarte bună pe care ar trebui să-și adreseze marketerii din ONG-uri și probabil că e un subiect de discuții deja, care este profilul demografic al donatorului din România. Cine donează? Cui ne adresăm? Și mai ales, care este profilul donatorului pentru ONG-ul meu? Dacă ONG-ul meu se ocupă de educația copiilor din școli, cine este donatorul tip pentru profilul, pentru cauza respectivă? Sunt bunicii, de exemplu, care au acces zi de zi la aspectul ăsta și înțeleg care este importanța educației, sunt părinții, sunt oameni din corporații care au copii acasă și sunt interesați de lucrurile astea. Ajută și studiile de cercetare, probabil că există așa ceva. Dacă un ONG poate să-și facă proprii studii de cercetare, e și mai util. Dar deja dacă ne gândim măcar care, nu putem să ne adresăm tuturor cu același mesaj. Și atunci e important să facem puțin segmentarea asta înainte să ne gândim, ok, care sunt oamenii cu care vrem să comunicăm. Câteva exemple din Anglia.
de studii, de cercetare de tipul ăsta s-au făcut ca să aflăm la ce răspund oamenii și la ce nu răspund. De exemplu, s-a constatat că oamenii răspund foarte bine la publicitate pe internet. Dacă îi rugăm pe internet să doneze sau să voluntarieze, răspunsurile sunt foarte bune. Dacă îi rugăm printr-o reclamă la TV, răspunsurile sunt mai puțin bune. Și atunci asta informează oarecum strategia marketerilor din ONG-uri, ca să se gândească, ok, unde investim cel mai mult sau unde alocăm cele mai multe eforturi ca să avem rezultate cât mai bune. Ok, odată ce ne-am gândit care este targetul, care e grupul cu care vrem să comunicăm, cum spunea și întrebarea de mai devreme, trebuie să facem o pagină pentru ONG care să fie destinația pentru organizația respectivă. Unde aflăm mai multe despre organizația respectivă? Pe pagina de companie sau pe pagina de ONG. Și în cele ce urmează o să trec prin câteva bune practici despre cum să setăm această pagină de companie ca să fie cât mai relevantă și cât mai informativă pentru oricine vrea să afle mai mult despre compania respectivă și poate chiar pentru cei care vor să doneze sau să voluntarieze. Pagina de companie și locul în care stă conținutul pentru toți acești membri cu care noi vrem să intrăm în contact. Acolo se publică informația mai întâi și de acolo ea migrează prin rețelele sociale către toți membrii și către feed-ul membrilor. La fel de important ca pagina companiei este o nouă posibilitate care a apărut pe LinkedIn anul ăsta. Și anume că fiecare membru poate acum să publice blog posts. Adică poate să scrie articole de formă lungă și să le publice pe LinkedIn ca pe oricare altă platformă de publishing. Până acum exista așa numitul set de influencers, existau 500 de influencers, șefi de state și de companii care scriau conținut din perspectiva lor de expertiză. Începând de anul ăsta, oricine pe LinkedIn poate să publice conținut de formă lungă și să-și facă publică expertiza sau domenii de activitate. O altă formă de a interacționa cu membrii sau cu cei cu care vrem să intrăm în contact sunt grupurile. Grupuri de interes poate fi o strategie foarte bună să creăm un grup pentru o anumită cauză și să federăm acolo poate chiar și alte ONG-uri sau cel puțin membrii de pe LinkedIn care sunt interesați de o anumită cauză. Câteva exemple de strategii de marketing pe care le folosesc ONG-urile din Statele Unite. Aceste statistici sunt luate dintr-un studiu pe care eu l-am transmis Mădăline și pe care cred că o să-l trimitem prin e-mail celor interesați. Este un studiu foarte recent făcut de Content Marketing Institute despre strategiile de marketing ale ONG-urilor din Statele Unite. Și mi s-a părut foarte interesant că, iată, aici există aproape lista exhaustivă a strategiilor pe care acești marketeri le folosesc. De exemplu, mai toată lumea folosește conținut social media pentru a interacționa cu publicul lor țintă. Mai puțin folosesc newsletter-uri pe hârtie, probabil mai ales din prisma faptului că internetul este peste tot acum. Dar nu doar lista strategiilor pe care le folosesc, ci și cât de eficiente sunt aceste strategii din perspectiva marketerilor din Statele Unite. De exemplu, ei spun că totuși evenimentele în care poți să interacționezi cu oamenii face-to-face sunt cele mai eficiente, apropo de cât de ușor poți să-ți atingi obiectivele, urmate de conținut video sau conținut vizual, în orice caz, e-newsletters și conținut social media și așa mai departe. Da, deci câteva exemple ca să vă ajut să vă gândiți poate la alte strategii pe care încă nu le folosați sau lucruri la care încă nu vă gândiți.
alte câteva exemple despre conținutul pe care marketerii îl folosesc pentru a menține conversația ongoing cu cei care sunt interesați. E foarte important, cum am zis, să fie interesant pentru cei care sunt pe LinkedIn și să te gândești, ok, de ce vin oamenii ăștia pe LinkedIn? Cum am zis la început, oamenii vin pe LinkedIn ca să afle lucruri despre profesia lor, ca să fie mai buni la ce fac, dar și ca să se țină la, să fie la curent cu ultimele noutăți, nu neapărat din sectorul lor de activitate, ci și din domeniile sociale de care sunt interesați, pentru că mulți dintre ei sunt interesați de aceste domenii. Și atunci e important ca și conținutul să răspundă acestor interese. Câteva idei despre măsurare și optimizare. Deci odată ce am început o strategie de conținut, cum măsurăm și cum optimizăm strategia, câțiva KPI, Key Performance Indicators, sau câteva dintre variabilele cele mai importante pe care le folosesc marketerii din Statele Unite, engagement. Ce înseamnă engagement? Pe LinkedIn, engagement se traduce, de exemplu, în câte acțiuni sociale pe rețea, însemnând like, share, comment, sau unii membri în urma unei piese de conținut pot să aleagă să urmărească ONG-ul respectiv. Din punctul nostru de vedere, asta e una dintre acțiunile sociale cele mai valoroase pe care le putem obține în urma unui update sau unei piese de conținut. De ce? Pentru că odată ce am câștigat un follower, foarte puțini membri pe LinkedIn vor hotărâi să nu mai urmărească ONG-ul respectiv. Deci astfel îți mărești baza de membri care sunt mereu în contact cu tine. Alte variabile pe care le măsoară, brand awareness, loyalty, fundraising, evident, e poate mai greu de măsurat legătura directă între marketingul de conținut și fundraising. Advocacy, iarăși un exemplu foarte bun pentru LinkedIn, în sensul în care e foarte ușor, e foarte la îndemână, ca dacă am văzut o informație despre un ONG care mi se pare relevantă sau pertinentă sau care mă interesează în mod direct, să o dau mai departe rețelei mele. Dacă am făcut like sau share pe un astfel de update, atunci toate conexiunile mele de gradul întâi, toți prietenii mei, ca să zic așa, au șansa să vadă la rândul lor conținutul respectiv și astfel se creează viralitatea conținutului. Ok. Am să merg puțin înapoi să mai dau câteva detalii despre cum construim o pagină. Cum am zis, pagina de companie sau pagina de ONG e locul în care stă tot conținutul despre și care pornește de la ONG-ul respectiv. Există un loc în care se poate scrie o introducere despre ONG-ul respectiv. Imaginea de headline este foarte importantă și introducerea la fel de importantă ca și la profilul personal. Deci câteva paragrafe în care să spunem care este obiectivul ONG-ului și cum lucrăm la atingerea lui sau care au fost rezultatele până acum, de ce nu. Ok, cam asta a fost despre networking și despre marketingul de conținut pe LinkedIn. Câteva lucruri pentru încheiere. E important să ne gândim cu cine vrem să comunicăm, care este publicul țintă. Important să scriem pe pagina de ONG care sunt obiectivele noastre și pentru ce muncim. Important să postăm conținut relevant și interesant pentru membrii, să ne gândim exact la care sunt interesele celor cu care vrem să comunicăm și cum putem să venim în întâmpinarea intereselor lor și poate chiar să-i ajutăm prin ce publicăm noi să devină mai buni la ce fac sau la felul în care își donează timpul sau banii pentru anumite cauze.
Din punctul LinkedIn de vedere, e foarte important ca pentru vizibilitate să devenim publishers, adică să vorbim despre ce facem și să intrăm, să creăm discuția asta cu publicul țintă prin updates, prin blog posts pe LinkedIn și așa mai departe. Și asta în cele din urmă va ajuta ca ONG-ul să devină un așa numit thought leader, adică un punct de referință pe un anumit domeniu, un punct de expertiză. Ok. Dacă are cineva întrebări, cum am zis, stau la dispoziția tuturor dacă are cineva întrebări și după webinar, sunt bucuroasă să răspund. Mulțumim, Nicoleta, să știi că avem câteva întrebări. Am eu o întrebare pe care am văzut-o, a pus-o și colegii mei pe chat. Ai vreun insight dacă oamenii caută în limba maternă mai mult? Adică recomandarea ta e să ne facem pagină de ONG în limba română sau să ne facem în limba engleză, de exemplu? Din ce am văzut în alte țări, tendința e într-adevăr către limba maternă. Cu toate astea, eu cred că în România încă majoritatea membrilor LinkedIn au profilele în limba engleză. Deci recomandarea mea este să, pe cât posibil, să se facă în engleză, poate introducerea de pe pagina de ONG să fie și în română și în engleză. Am văzut piese de conținut și în română și în engleză. E o întrebare foarte bună. Probabil aș merge cu amândouă, în funcție de cine este publicul țintă. Dacă publicul țintă e predominant pe infrastructura engleză, atunci aș merge cu engleză. Mulțumim. Mai am avut o întrebare. Dacă ai vreo idee sau dacă știi din companie, cam când se preconizează că ar putea să se lanseze programul LinkedIn pentru ONG-uri și în Europa? Dacă ai vreun insight okay. În direcția asta. Nu, am luat legătura cu colegii mei de la LinkedIn for Good. Încă nu se știe. Îmi pare rău. Mulțumesc. Cineva, Andreea, ne întreabă dacă se pot organiza evenimente pe pagine de LinkedIn și dacă se pot strânge fonduri astfel, la fel cum se întâmplă pe Facebook. Ok. Nu există feature-ul ăsta deocamdată. Nici conceptul de eveniment nu există pe LinkedIn, însă se pot posta updates despre evenimente care se vor întâmpla ca să anunțăm faptul că urmează să se întâmple. Mulțumesc. Mai luăm o întrebare. Daniela ne întreabă dacă costă să fii membru pe LinkedIn sau dacă este free la fel ca pe Facebook sau dacă sunt anumite funcționalități care sunt contra cost. Ok. Este gratuit să fii membru pe LinkedIn. Majoritatea funcțiilor de care cineva ar avea nevoie sunt disponibile în varianta gratuită și încurajez pe toată lumea să-și facă profilul gratuit. Într-adevăr, există și anumite variante de profil care se plătesc, care includ mai multe funcționalități decât cele disponibile pe profilul gratuit, însă de cele mai multe ori acestea nu sunt necesare pentru utilizarea de zi cu zi a LinkedIn-ului. Variantele contra cost sunt mai ales pentru departamentele de resurse umane care vor să folosească LinkedIn pentru angajări sau pentru firmele de recrutare sau servicii în care lumea folosește LinkedIn pentru servicii corporate. Însă chiar și profilul gratuit este suficient în principiu pentru atingerea unor scopuri de tip ONG. De exemplu, pentru e-mails, nu știu dacă se știe, dar dacă am trimis un mesaj cuiva și n-am primit răspuns în 7 zile, creditul se returnează. Deci, să trimitem la fel de multe e-mail-uri ca și până atunci.
Mulțumesc, o să mai luăm o întrebare de la Adrian care te întreabă care sunt metodele de măsurare a audienței pe LinkedIn, ce rapoarte pot fi accesate cu privire la membrii și la cei care urmăresc ONG-ul online. Ok. Dacă ne-am creat o pagină de companie, adminul paginii de companie are acces la un tab care se numește Analytics și este accesibil doar celor care sunt admins. Și în acest tab există toate datele demografice ale urmăritorilor, ale followers ale acestei pagini. Și acolo poți să vezi câți followers sunt, istoria în timp, deci cât a crescut numărul de followers și când, locurile din care provin ei, cât de seniori sunt pe pozițiile lor, domeniile în care activează, cât de mari sunt companiile pentru care lucrează și alte astfel de variabile. Da, cred că astea sunt principalele variabile demografice. Dacă e ceva în mod special la care persoana respectivă se referă, poate să mă întrebe sau pot să verific. Da, Adrian, dacă ai o întrebare suplimentară, trebuie să ne adresezi. Mai avem o întrebare de la Adriana care ne întreabă ce companii, branduri românești folosesc platforma LinkedIn foarte bine din punctul tău de vedere. Dacă ai urmărit sau dacă poți să ne dai câteva exemple. Ok, eu nu lucrez pe piața din România, din păcate, lucrez cu branduri globale. Însă, întâmplător, sunt în legătură cu câteva agenții de comunicare din Cluj, absolut random. De exemplu, agenția Lupa, Luoopa, au o strategie destul de bună de conținut de pagină, deci publică constant și public conținut relevant. Cred că astea sunt cele două rețete de succes. Să ai conținut cât mai mult, ca să ai șanse cât mai mari să fii în feed și să fie conținut relevant. Și poate să fie despre orice, nu neapărat despre faptul că un ONG vrea să recruteze pe cineva. Într-adevăr, asta funcționează foarte bine dacă postezi un update despre, ok, avem o poziție disponibilă, aplică pentru un job la noi sau avem nevoie de voluntari, aplică pentru voluntariat la noi, dar mai ales conținutul care funcționează foarte bine este conținut care îi ajută pe membrii să devină mai buni. De exemplu, tipicele articole cu trei sfaturi despre cum să devii mai eficient, nu știu, dimineața, sau trei sfaturi despre cum să ceri o mărire de salariu. Genul de conținut care este foarte ușor de citit, foarte rapid, funcționează foarte bine pe LinkedIn. Pentru ONG-uri, asta ar putea fi ceva scurt și simplu, ca, de exemplu, o statistică. Știai că în România există atât de mulți copii care nu merg la școală? Ia uite, ONG-ul nostru se ocupă de lucrul ăsta în felul 1, 2, 3, de exemplu. Mulțumesc, foarte interesant. Știu că noi ne luăm notițe acum. Mai avem o întrebare de la Andreea, care te roagă dacă ne poți da câteva detalii despre ads. Și o cuplesc cu întrebarea Alinei, care întreabă și cum se promovează campania pe, cum se promovează o pagină de companie. Ok. Despre ads, n-am intrat în subiect pentru că, din câte înțelesem, bugetele sunt totuși destul de mici în ONG-urile românești. Dar există într-adevăr posibilitatea să cumpărăm LinkedIn ads, așa cum sunt și Facebook ads, și se pot cumpăra cu cardul de credit. Deci nu cred că minimul e foarte ridicat. Cum se folosesc? Se folosește targetul LinkedIn, care este compus din toate variabilele care există pe profilul cuiva. Adică dacă ne gândim la toate informațiile despre care am vorbit că trebuie scrise în profil, toate acele informații pot fi folosite ca noi să targetăm publicul țintă. De exemplu, industria companiei pentru care lucrează cineva sau cât de mare e compania respectivă sau școlile la care au fost sau skillurile pe care le au sau interesele pentru cauze. Există această rubrică pe profilurile de LinkedIn, causes that you care for.
Adică ce, dacă ar fi să-mi dedic timpul unei cauze sociale, care ar fi aia? Și se poate targeta și asta. Mai departe, cred că cea mai bună practică în materie de LinkedIn Ads este așa numitul A-B testing. Bănuiesc că e aceeași strategie și pe Facebook, și anume pe cât posibil să avem acces la cât mai mult conținut, pentru că nu știm dinainte ce va funcționa cel mai bine. Și când zic va funcționa cel mai bine, înseamnă cât de multe click-uri obținem pe o piesă de conținut, care este click-through rate. Și asta poate să varieze în funcție de cât de engaging e conținutul respectiv. De exemplu, dacă adresăm o întrebare în paragraful introductiv, asta ajută foarte mult, dacă există o fotografie, dacă conținutul este de tip video, cu atât mai bine, asta generează engagement foarte bun, la fel ca și pe Facebook. Deci toate lucrurile astea contează, dar la sfârșitul zilei nu putem prezice cât de bine va funcționa o anumită piesă de conținut. Și atunci cel mai bine este fie să postăm același lucru în mai multe feluri diferite, fie ca imagine, fie ca video, fie ca text, fie ca, deci în diferite feluri sau cu diferite variațiuni pe paragraful introductiv, fie și mai bine să avem acces la mai multe piese de conținut. Un video despre cutare, un articol despre cutare, un white paper despre cutare, un blog post despre cutare, și toate astea să fie rulate în același timp, pentru ca sistemul automat să optimizeze către cele care funcționează cel mai bine. Nu știu dacă răspunde suficient la întrebare, dar sunt mai mult decât bucuroasă să dau mai multe detalii. Sau chiar și acum, dacă mai sunt întrebări mai precise decât atât, pot să vorbesc mai mult despre asta. Zice că nu mi-au venit idei și mi-am luat notițe acum legate de același conținut pe care să folosești în mai multe feluri. Da. Uite, mai avem o întrebare de la Alina, că ne întreabă dacă se pot face căutări pe LinkedIn folosind ca criteriu de căutare cauzele de care oamenii sunt interesați sau școala pe care, spre exemplu, cineva a absolvit-o. Despre școală știu sigur că se pot face căutări. Despre cauze, aș tinde să cred că se poate, pentru că noi așa lucrăm cu asumția că tot ce e pe profil poate fi folosit ca target, însă trebuie să dublu verific dacă se poate. Mulțumim. Dacă mai sunt întrebări, în acest moment am citit cam toate întrebările pe care le aveam până acum. Dacă mai sunt întrebări de la dumneavoastră, vă rog să ne le adresați. Până acum nu sunt. Să știți că dacă aveți întrebări, nu știu, în zilele următoare pentru Nicoleta, ne puteți scrie și o să vă pun în legătură cu ea. Bun, deci până acum nu mai avem întrebări. Oamenii încep să spună îți mulțumesc pe chat. În fapt, tu nu vezi chat-ul acum că ești atent la prezentare, dar să știi că ai primit foarte multe laude și oamenii îți mulțumesc. Colegii noștri din ONG-uri îți mulțumesc pentru timp. Mă bucur, mulțumesc și eu, și stau la dispoziție oricui vrea să afle mai mult despre oricare dintre subiectele astea. Ok. Colegii ne întreabă dacă vor primi mai insistent ca de obicei, spunem noi. Asta ne face să credem că prezentarea ta este foarte bună. Da, veți primi, o să trimitem cred că luni. Voi trimite înregistrarea webinarului și prezentarea Nicoletei. Mulțumim tare mult, Nicoleta. Până în acest moment nu mai sunt întrebări. O să ne mai auzim pe e-mail. Și dumneavoastră vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi în această seară. Nicoleta, îți mulțumim încă o dată, vă mulțumim și dumneavoastră. Ne auzim la următorul webinar pe 18 noiembrie, miercuri, unde vom vorbi despre introducere în branding pentru ONG-uri. Să anunț un subiect foarte interesant. Okay. Nicoleta, mulțumesc tuturor. Bună și weekend plăcut. Mulțumim. La revedere. La revedere și dumneavoastră. La revedere.